fiind un scor monitor al istoriei, era de așteptat să mă ocup și de istoria familiei mele. Îmi cunosc foarte bine istoria familiei, cred că 200-250 de ani în urmă. Sigur că știam că am sânge armean. Știam de când eram micuț. Și familia aceasta de armeni este una din familiile celebre ale comunității armenești române. Este trecută și în cartea Figuri de armeni din România, apărută, cred că în urmă cu un deceniu, și care conține câteva sute de figuri celebre de armeni ai românilor. Familia se numește Socor. Familie venită în Târgu Iașului, de fapt, centrul ei a fost undeva în satul Tătăruși, de lângă Iași, actualmente cartier al Iașului, cam de prin secolul XIV. Deci, așezarea armenilor în Iași este extrem de veche. Și undeva pe la 1832, dacă nu mă înșel, doi armeni și-au unit destinele. Grigore Socor și Ana Socor. Erau negustori, negustori avuți, pentru că trebuie spus că armenii au avut ca ocupație principală, nu singura, evident, dar una din cele mai importante, negustoria. Și erau negustori extrem de apreciați pentru cinstea lor, pentru corectitudine și, în general, armenii s-au integrat întotdeauna bine în societatea românească, au fost respectați, au respectat întotdeauna majoritatea în mijlocul cărora au trăit, nu e vorba numai de România, și de la majoritate întotdeauna au avut deschidere și aprecieri în istorie. Ei bine, acești doi armeni negustori, negustori avuți, au avut un copil. Pe nume Gabriel Socor, Gabriel fiind și numele meu. De fapt, mama mea mi-a dat după acest Socor numele. Gabriel Socor, singurul lor copil, a fost o personalitate extrem de importantă a Iașului medical. S-a născut în 1848, în data de 15 august, și a murit în 1928, tot în data de 15 august. A făcut studiile medicale la Leipzig. Ca o paranteză, în familia Socor, muzica a fost o preocupare și foarte mulți au studiat muzica și acest doctor celebru al Iașului, Gabriel Socor, a absolvit în anii 60, cred, conservatorul de muzică din Iași. După aceea a venit și a fost angajat la proaspăt înființata Universitate de Medicină a Iașului, 1879. În 1882, prin decret regal al lui Carol I, sunt numiți primii patru profesori universitari ai Universității de Medicină și Farmacie. Unul din el a fost Gabriel Socor, a cărei carieră medicală a fost excepțională. Trebuie să vă spun că a fost autor de tratate, a fost întemeietorul catedrei de fiziologie la Universitatea din Iași, dar el de bază a fost oftalmolog, a fost și primul oftalmolog al Iașului. Al doilea fiind Nicolae Manolescu Strunga, un conjudețean de-a nostru, de aici, din Strunga, județul Roman. După aceea a fost decan al Facultății de Medicină. A predat fiziologie, farmacologie, oftalmologie, anatomie fiziologică. A fost primul care a introdus noțiunea de anatomie fiziologică în sensul că structura descriptivă a fost înlocuită de o structură care avea o funcție și asta era la 1880 un lucru nou în Europa, nu numai în... Acest Gabriel Socor a fost, ca foarte mulți armeni, un mare patriot. Deci avea 60 și ceva de ani când a izbucnit primul război mondial. La vârsta asta și fiind profesor plin la Universitatea din Iași, câți ar fi lăsat Iașul să ducă pe front?
Ori el a fost șeful ambulanței diviziei a 7-a infanterie cu sediu în Roman. Atunci a călcat primul socor în Roman, în 1916, și a făcut frontul de la Mărășești ca șeful ambulanței militare. Venea și aducea și iar pleca și iar venea, pentru că Roman a fost unul din centrele importante de medicină în războiul întâi mondial, un adevărat lagăr de spitale militare. Ei bine, el a avut un singur copil, și anume Emanuel Socor, născut în 1881, mort în 1951. Emanuel Socor a fost absolvent de drept la Iași, avocat celebru al Iașului de început de secol, deputat din partea Iașului în Parlamentul României, a fost director al cotidienelor din Sărindar, la București, Adevărul și Dimineața. În 1935, în cabinetul lui de director, a fost detonată o bombă de către legionari, pentru că îi combătea. Și după aceea n-a mai funcționat în cadrul... El este tatăl unui mare muzician al României, Matei Socor. Matei Socor a fost un muzician tot de orientare de stânga. Chiar a făcut și închisoare pe vremea când comuniștii erau în închisoare. Este cu studii la Leipzig, este compozitor, a fost compozitor, a fost dirijor, a fost directorul orchestrei radiodifuziunii din România. A fost 2 ani de zile, mi se pare, între 1951-53, președintele Uniunii Compozitorilor din România. I s-a cântat la București singura operă pe care a compus-o, Conul Leonida față cu reacțiunea, cu câțiva ani înainte de a muri, a murit în 80, până în 76. Deci a fost o personalitate muzicală. Și din cele 6 imnuri ale României, 2 au fost făcute de el. Deci primele 2 imnuri comuniste au fost făcute de acest Matei Socor. Fiul lui Matei Socor, care trăiește încă, și îl știți foarte bine că apare des la televizor, Vladimir Socor. Vladimir Socor, care a fost opusul tatălui. A fost un luptător anticomunist la Europa Liberă, a fost un luptător anticomunist profund, cu articole, cu lor de poziție. Și în prezent este politolog și specializat în problemele basarabene. Mai apare și mai vorbește la televizor, are 80 și ceva de ani, este născut undeva în jurul anului 1950. Revenind, ca să ajungem și la familia mea, Gabriel Socor, în afară de Emanuel, a mai avut un copil, care s-a numit Cristea și care s-a făcut medic. În paranteză fie spus, de la Gabriel Socor încoace, în fiecare generație a familiei mele a fost cel puțin un medic. Nu mai spunem că acești medici sunt răspândiți în toată lumea, că îi întâlnești în Israel, că îi întâlnești în America, că îi întâlnești în Franța. Mulți, foarte mulți medici. Ei, Cristea Socor a fost medic la de plasă, undeva în județul Botoșan, la Vorona. A avut 2 căsnicii, din prima căsnicie au 5 copii, în a doua căsnicie a avut un copil. Cristea Socor, fiul lui Cristea Socor, îl vedeți în tablouri aici, a fost șeful secției de chirurgie în secția în care vă aflați și unde eu sunt șeful secției de chirurgie astăzi. Fratele lui Mircea Socor a fost, v-am spus, socorii sunt foarte patrioți, a fost ofițer. A luptat pe front, a mers până la Cotul Donului, a luat Ordinul Mihai Viteazu pentru vitejie în luptă, după care, evident, a ajuns deținut politic, prizonier la ruși întâi, pe urmă deținut politic, 14 rând de glonți au avut, iar cu unul din gloanțe a murit, fiind bine tolerat de organism, n-a vrut niciodată să și-l scoată, spunând că acel glonț este certificatul lui de glorie pentru ce a făcut pentru țara asta. Fata lui Mircea Socor, Olga Socor, mama mea, a fost doctoriță aici de Orele, șefa secției Orele. Iar eu i-am urmat
pe linia aceasta ca urmă. Fiul meu, Cristian Arvătescu, de data asta că e numele tatălui meu, este medic cadru universitar la Universitatea de Medicină din Brașov și la Spitalul de Obstetrică Ginecologie din Brașov. Și sperăm ca cei doi nepoții să ne urmeze generații de generație medici în familia noastră. Asta este povestea unei familii de armeni din România. Sigur că în pedigriul meu, să zic așa, există și alte neamuri. Și aș putea spune că și de români. Pentru că neam de polonezi, neam de aromâni, neam de greci. Deci, un fel de mixtură. Dar eu întotdeauna zic că căței obișnuiți sunt mult mai isteți și mai adaptați la lume decât rasa pură. Așa că, mai mult sau mai puțin, toți românii suntem, de fapt, un mixaj de multe neamuri și frumos este să reușim să identificăm și să valorificăm moștenirea etnică pozitivă a acestor neamuri, pentru că în felul ăsta ne vom crea un viitor frumos. Deci v-am spus o scurtă poveste a familiei Socor, familie de armeni veche de cel puțin 200 de ani. Dumneavoastră ați copilărit aici? Nu. Eu m-am născut în Câmpul Lung Mușcel, județul Argeș. Părinții mei s-au cunoscut la Iași, dar tatăl meu este câmpulungean, este mușcelean și toată familia tatălui, din tată în fiu, sunt mușceleni. Și fiindcă și tatăl meu era fiu de ofițer, tot decorat, tot pușcărie la Pitești după aia, adică din ambele părți am avut antecedente de genul acesta și nu puteau face facultatea. Adică, dacă știți, pe vremea aceea să intra la facultate, 10% erau fără origine și 90% erau cu origine sănătoasă. Ei, în ăștia 10% puteai să intri pe concurs, dar te dă afară că erai prea nesănătos, ca să zic așa. Și asta au pățit și ai mei. Fost dați afară până când mama a trebuit să fie înfiată de un alt socor. V-am spus că unii erau comuniști, unii erau anticomuniști. De un alt socor agreat de sistemul de atunci ca să poată să facă facultatea. Iar tatăl meu a dat de vreo 3 ori, până când a ajuns la Iași, considerând că aici ei se pierde urma. Și foarte greu a reușit să rămână student la medicină la Iași, că și tatăl meu a fost doctor, pediatru. Așa că, în felul ăsta, dar am copilărit în Mușcel și păstrez Mușcelului și identității mușcelene un respect deosebit. Dacă vreți să vedeți niște români care vorbesc corect românește, niște români care sunt de un patriotism cu totul deosebit, ținutul Mușcelului, care nu se confundă cu ținutul Argeșului, ținutul Mușcelului este un astfel de exemplu. Și în roman cum ați ajuns? Păi părinții mei au făcut facultatea la Iași, s-au cunoscut, întâmplările sunt foarte complicate, dar până la urmă s-au stabilit în roman. Iar eu am terminat la Iași facultatea, fiul meu a făcut la București, primul din familie care face la București, care a făcut deja de mult la București, și eu am rămas în roman. Știți, mie mi-a plăcut întotdeauna frontiera, să ocup o poziție undeva în institut și să fiu astăzi aici și să previzionez că peste câțiva ani voi fi în altă parte, n-a fost. Am venit aici, am pus umărul, pot să pun mâna. Asta am făcut-o eu, ceea ce mi se pare că puțini oameni pot să facă lucrul ăsta. Și am refuzat să... Eu mi-am fost foarte repede șef, fiind foarte puțini oameni, am construit o echipă, am construit o secție frumoasă, una din secțiile respectate în Moldova din punct de vedere al calității actului chirurgical. Și în continuare trăiesc și probabil aici o să termine tot. Dar când ați ajuns aici prima oară, vă aduceți aminte
să fi auzit de comunitatea armeană sau ați descoperit da, timp? Da, da, bineînțeles că știam de comunitatea armeană. Eu am venit relativ repede, eu am făcut liceu în roman. Părinții mei erau în roman. Una din preocupările mele de copil și din pasiunile mele a fost istoria. Cunosc foarte bine istoria locului. Ab urbe condiția, cum se spunea. Armenii în roman au venit foarte de mult. Au venit în secolul 15. Avem documente ale diversilor călători prin zona aceasta în care se afirmă că existau armeni și o comunitate nu foarte mare, de exemplu, până la 1600 erau 22 de familii de armeni și 15 holtei. Dar era o comunitate bogată. Era o comunitate bogată. De fapt, există și o legendă, nu știu câtă credibilitate are, că cei mai vechi armeni în zona asta datează de la 1355, când se spune că ar fi cumpărat de la Saș o biserică. Sigur că începuturile acestui oraș rămân încă destul de controversate, dar uricului roman Mușat de la 1392 constituie actul întemeietor al acestui oraș. Dar ce vorbim noi? Vorbim cu 40 de ani înainte. Deci, dacă este adevărată povestea, se cheamă că începutul acestui oraș este mult anterior domniei lui Roman Mușat. În tot Evul Mediu, în Roman au existat toate etniile trăitoare în Moldova. Deci eu chiar am scris un eseu pe treaba asta, un articol care a fost și publicat. Dacă vrem să studiem evoluția identității moldovenești, a etnopsihologiei moldoveanului, putem să luăm de studiu roman. Pentru că romanul, fiind în centru geografic al Moldovei, are suficientă vechime, deci creuzetul a funcționat peste 700 de ani. Aici găsim toate etniile moldovenești, aici găsim toate religiile care au funcționat vreodată în Moldova, aici găsim toate formele de cultură etnică, atât ale armenilor, cât și ale evreilor, cât și ale românilor. Aici găsim toate activitățile care s-au făcut vreodată în Moldova, de la pescuit până la ce vreți dumneavoastră. Și Romano este unul din orașele cu cea mai veche, economie, industrie. Deci primele întreprinderi în Roman datează de la 1890, fabrica de zahăr, 1900, întreprinderea mecanică. Deci, practic, suntem o zonă mai mult decât atâta. Toate religiile s-au găsit aici. Romanul este al doua episcopie a Moldovei. Vendiașul nici nu exista. Deci Romanul era ca importanță după Suceava al doilea oraș, capitala țării de jos. Tot ce ținea de la Roman până la Galați depindea de Roman. Pentru scurt timp, între urmașii lui Ștefan cel Mare, chiar Moldova pentru un an a fost împărțită în două, nordul între doi frați, nordul a fost la Suceava și sudul a fost la, apare în documentele medievale ca mitropolie la Roman. În fine, Episcopia de Roman este episcopia, singura episcopie din țară care nu și-a schimbat sediu de la întemeiere până în prezent. Tot aici este o comunitate catolică extrem de mare. Romanul este orașul cu densitatea raportată la numărul de populație cea mai mare din țară în ceea ce privește. Este orașul în care se găsește o universitate franciscană, este singura din sud-estul Europei la Roman, cu tot ce trebuie, cu două facultăți, cu campus universitar, cu o bibliotecă extraordinară, peste 50.000 de cărți și cele două comunități se înțeleg perfect. Aici au fost evrei, mare comunitate de evrei. La 1929
din 30.000 de romașcani, 8.900 erau evrei. S-au înțeles perfect. Dacă vă mai amintiți aici, trenul morții s-a oprit. Pentru că aici, în Roma, s-a oprit trenul morții. Aici, în Roma, trăiau evrei din vremuri imemoriale, dinainte de 1700. Și întotdeauna au fost un respect între etnii și între neamuri. Iată, deci, că Roma nu poate fi luat ca studiu, pentru că este un oraș cu istorie foarte interesantă și îmi pare foarte rău că, mă rog, după Revoluție, situația a fost de așa natură, dar în bună măsură, cultura romașcană a fost o cultură de prim rang. Deci, să vă spun că Dosoftei a scris sărtire în versuri aici, că episcopul Macarie, în 1530, scria aici pagini de o frumusețe extraordinară cu 80 de ani înainte de Hamlet. El își punea probleme existențiale, semănând foarte bine cu monologul lui Hamlet. Călinescu spune despre el că a fost creatorul epicului românesc în istoria lui. Ce să vă mai spun? Să vă vorbesc de Max Bleher, evreul nostru care este, după părerea mea, un Borges avant la lettre. Aici găsiți muzică. Nu vorbesc numai de Sergiu Celibidache, a cărei casă este aproape de noi aici, dar pot să vă spun că din 10 creatori de balet românești, din compozitori de balet, 7 sunt din roman, în frunte cu Jora și Zira, care sunt din roman. Botez și mulți alții. Iată că romanul este un centru foarte important și aș zice eu că faptul că romanul a fost întotdeauna în avanscena creației literare și muzicale este și pentru faptul că aici, odată cu fluxul de produse, romanul era un fel de mol medieval, construiseră evrei, dar și armenii, beciuri unul peste altul și patru beciuri unul peste altul și veneau rădvanele să încarce de aici grâne și alte chestii, dar veneau și ideile. Întotdeauna noi am fost moderni în epocă, în exprimarea culturală. Și asta se datorează tocmai acestei mixturi etnice extraordinare care a făcut ca romașcanul să fie și înclinat către artă și foarte practic și adaptat nevoilor. Deci a fost un oraș în care, un creuzet în care etnopsihologia moldoveanului, așa cum este ea astăzi, s-a format. Mulțumim. Vreau să vă mai întreb dacă, apropo de cultura armeană, dacă atunci când ați luat contact cu oamenii din comunitate, ați avut ocazia să cunoașteți mai multe despre cultura armeană sau mai degrabă de când s-a format filiala Uniunii Armenilor cu domnul Nazaretian, poate ați avut ocazia să... Eu până la domnul Nazaretian n-am văzut niciun armean adevărat. Toți erau armeni cu o parte din sângele lor format vechi. Nu, din cărți am citit. Din cărți, pentru că atunci când mi s-a spus că sunt neam de armean, tot așa m-am apropiat și de Grecia, tot așa m-am apropiat și de aromâni despre care am făcut studii, adică din cărți. Am citit foarte mult și m-am documentat. Nu mai sunt mulți armeni în România, în roman. Dacă suntem 8 în filială, în afară de rudele noastre care sunt și ele trecute, dar care funcționăm efectiv în filială, suntem cam 8. Nu am avut șansa să colaborez foarte mult datorită ocupației și lipsei timpului, în sensul să port discuții cu, în schimb, cunosc foarte multe despre armenii celebri, despre sirunii sau despre lanțul de armeni stabiliți în Roman. Celebra familie Misir, care este din Roman. Ca să nu mai vorbesc de familia Samurcaș, care unul din directorii de pe la 1819 până în 1825 a fost directorul spitalului din... Este părintele celebrului alții, Gara Samurcaș, care este considerat întemeitorul
studiilor etnofolclorice, a muzeului. Deci, cunosc foarte multe despre armenii în general. Acum să nu mă întrebați dacă mă simt mai armean sau mai român, pentru că nu știu să vă răspund la întrebarea asta. Tatăl meu avea o vorbă. Ești ceea ce vrei să fii. Degeaba îți spui că ești creștin dacă faci fapte necreștine. Degeaba îți spui că ești ceva dacă de fapt nu. Încât cred că când spui că ești român, ești implicit și armen. Armenii niciodată, cum au făcut evrei sau țiganii, n-au avut societate închisă. Ei întotdeauna s-au integrat în societatea în care au locuit. Și mai mult decât atâta, erau considerați niște oameni deosebiți. De fapt, și în Evul Mediu, călătorii spuneau casele armenești sunt cele, și casele și curțile armenilor sunt cele mai îngrijite. Ei întotdeauna erau mai curați, mai îngrijiți, mai... Și chiar familia domnitoare din Iași cumpăra lucruri tot prin filiera armenească. Obiecte de negustorie. Armenii erau partide căutate în zona noastră. Adică erau considerați și bărbați frumoși, și bărbați avuți, și bărbați inteligenți. Deci armenii erau considerați o partidă de prim rang. Că își face curățenie. Da. Deci cam asta e. Mai avem un pic de... Da? Da. Aș vrea să vă întreb un pic despre tratatul la care lucrați acum sau cartea la care lucrați acum, apropo de mutația în cultură, mi se pare foarte interesant. Știu că n-ar de cu armenii, dar mă interesează foarte mult ce ați spus. Deci, noi asistăm astăzi la o schimbare a paradigmei culturale. Nu mai suntem în situația din urmă, când a existat o evoluție. Au existat întotdeauna între vechi și nou un anumit antagonism. După cum știți, de exemplu, romantismul a constituit un lucru rău pentru fanaticii clasicismul. Nu vreau să vă spun că până și Sinfonia Nouă, care e trimisă astăzi în cosmos, că a fost scuituită la prima reprezentație. Dar, în fond, paradigma era că acești creatori schimbau forma și fondul, dar doreau cam același lucru, să se eternizeze prin aceste opere și să ajungă să rămână, se înscriau într-un anumit curent, aveau conștiința valorilor și a valorii operelor. Noi traversăm acum o schimbare de paradigmă în sensul că astăzi societatea s-a schimbat fundamental. Și aș spune eu că schimbarea fundamentală a societății, care generează o criză culturală, pleacă de la faptul că unul din stâlpii culturii dintotdeauna s-a șubrezit și acesta este religia. Ce face religia într-o societate? Într-o societate, religia leagă trei segmente distincte. Unul care se petrece în lumea reală și două care se petrec în lumea cealaltă. Prin aceste ritualuri de trecere pe care și în triburile precreștine existau. Ritualul morții, ritualul botezului. Oamenii știau că există o parte a identităților trăitoare pe pământ, o altă parte care a trecut dincolo, dar de care se considera fiind tot parte a societății. De aici cultul eroilor, cultul strămoșilor și o parte care încă n-a apucat să vină, dar de care trebuie ținută cont, pentru că nu trăiești numai pentru tine, ci și pentru cei care vor veni mâine. Aceste trei elemente ale unei societăți s-au subrezit și omul trăiește numai astăzi. Se produce un transfer de la noi la eu, se produce un gol sufletesc, acea parte, că fiecare din
cum să vă spun eu, din ființa, fiecare om, fiecare dintre noi avem o parte magică. Suntem doritori de tabu, suntem doritori de divin. Ori golul acesta îl umplem cu orice altceva. Ca să mă înțelegeți mai bine, vă dau un exemplu. Creatorul de cultură de astăzi este un surfer. Plutește pe apă, de multe ori nu-l interesează ce este înăuntru, pentru că, de fapt, nu interiorul apei îl preocupă, ci preocupă valul. Marele val, valul care vine. La un moment dat, îi vine valul. Se suie pe placa lui, pentru câteva secunde este un fel de Dumnezeu plutind deasupra tuturor, descarcă catecolamine, că asta este o caracteristică a pericolului pe care o caută toți, este aplaudat de cei de pe mal, după care valul a trecut și a dispărut. Deci, nu mai se face o artă care să se dorească a fi perenă, ci o artă pur și simplu de moment. Nu se dorește ca arta asta să eternizeze un nume, ci de multe ori este anonim. Dădea profesorul Ioan Holban, fostul director al Teatrului Național, o poveste foarte interesantă. Graffiti. Vedeți, graffiti este o manifestare a artei moderne. Dar, de exemplu, undeva pe Valea Jiului, au fost chemați niște artiști să picteze în graffiti niște blocuri cumplite de urâte de pe vremea comuniștilor. Și aici este o chestie foarte frumoasă. Asta este cultura coborâtă în stradă. Cultura străzii înseamnă graffiti făcut cum? Vă povestesc. În fiecare seară, într-o anumită perioadă, niște tineri făceau cu graffiti măscări pe zidul Teatrului Național. Au căutat, ștergeau dimineața tot, puneau pază și tot se întâmpla același lucru. Revolta, dorința de a face ceva împotriva sistemului. Efemeritatea, a doua zi să ștergea tot. Pericolul la care te expui. Iată caracteristicile creatorului sau, mă rog, a ideii actuale de creație. În ce măsură cultura străzii și cultura înaltă interferă, e greu de spus. Dar una peste alta noi asistăm la o criză a culturii înalte. Spengler spunea că această cultură înaltă, și nu vorbesc de von Humboldt, care vedea în cultura înaltă o cultură a elitelor bazată pe aceleași principii și idei din toată lumea. Deci el, nu. Spengler, Oswald Spengler spunea că este sângele viu al unui popor. Este păstrătorul identității și dătătorul de viitor. Deci ce facem noi acum? Ne amanetăm și identitatea și viitorul. Criza culturii înalte, luarea în derâdere, în bășcălie, eu sunt scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor Medici, particip la o mulțime de activități culturale în Moldova, suntem aceiași oameni. Când am intrat eram cel mai tânăr, am rămas cel mai tânăr. Apetitul pentru cultura a scăzut fantastic în rândul tinerilor. Ori, atâta timp cât noi suntem aceleași bile care ne învârtim în același lighean, nu văd un viitor pentru cultura înaltă. Nu văd un viitor pentru identitate, atâta timp cât am pierdut liantul religios care ne ținea într-o continuitate trecut, prezent și viitor, încât mă întreb în ce măsură vom deveni cetățeni europeni sau cetățeni ai lumii și ne vom mai păstra caracteristicile de identitate națională, locală, etnică. Spuneți cum vreți. Păi așa, câteva idei, pentru că eu de fapt adun, fișez, nu am cărțile mele, sunt de proză fantastică, de eseuri, de iatro-istorie, deci am scris câteva cărți de iatro-istorie, sunt vicepreședinte Societății Naționale de Istoria Medicinii. E o pasiune mai veche a mea. De fapt îi vedeți pe toți. Mulțumim mult de tot.